Shalom! Bine ați venit în Țara Bibliei! Sunt Mihail Manole, un iubitor al Israelului. Vă invit să vizitați Țara Sfântă, ca mai apoi să citiți Scripturile cu alți ochi. Doar în Israel veți vedea efectiv locurile în care s-au derulat evenimentele descrise în Biblie. Retrăiți istoria biblică pășind în Țara Sfântă, aici în Israel, Pământul Făgăduinței. Marea Galilei este cel mai mare lac de apă dulce din Israel, situat în partea de est a regiunii Galileea. Zona este foarte cunoscută, în special pentru asocierile Evangheliei cu viața și lucrarea lui Isus. The lover of my soul, in you I found my healing. Suntem pe Marea Galilee, locul unde Domnul Iisus Hristos a potolit furtuna și lui Petru i-a vorbit: nu te teme, te voi face pescar de oameni. Lacul este alimentat parțial de izvoare subterane, dar cel mai important contribuitor fiind însă râul Iordan, care apoi curge spre sud, revăsându-se în Marea Moartă. Lacul furnizează aproximativ 25% din necesarul de apă dulce a Israelului, fiind folosit pentru consum casnic și agricultură. Locul și împrejurimile au o semnificație specială, datorită faptului că multe din minunile săvârșite de Isus, conform Noului Testament, s-au întâmplat în această zonă. Astăzi am avut și noi ocazia să trecem cu barca lacul, adică Marea Galilee, dintr-o parte în cealaltă, dar fără de furtună. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit și nu ne-am răsturnat sau nu ne-a înecat. Și mulțumim și ne-am simțit foarte bine, a fost o atmosferă plăcută, s-a cântat cântări evreiești, românești, ne-am rugat și Domnul să fie lăudat pentru toate.